Pregătirile pentru cel mai important eveniment sportiv din localitate, Cotnari, Rally Iași, se află în toi. Anul acesta, peste 50 de echipe s-au înscris la Raliul Iașului, desfășurat în perioada 8-10 septembrie. Ieșenii sunt așteptați joi, 8 septembrie, la orele 20:10 la Râpa Galbenă, pentru a participa la super speciala din cadrul Cotnari Rally Iași. Anul acesta se va organiza o tribună de 500 de locuri în zona clădirii Romtelecom. Mulți dintre piloți nu se află pentru prima dată în această competiție. Simone Tempestini nu renunță nici în acest an să câștige titlul de campion. Aici am venit cu obiectivul de a termina pe prima poziție. Este un lucru care cu siguranță va fi greu. O să am adversarii foarte buni, dar o să încercăm eu și copilotul meu să se facem cât mai bine putem. Etapa de la Iași este una care îmi place foarte mult. Este tot timpul o atmosferă frumoasă. Nici echipele din Iași nu vor să fie mai prejos anul acesta. Am lipsit anul ăsta la două etape și am pierdut câteva puncte la clasa noastră, ceea ce pune o presiune suplimentară pe mine, în afară faptului că sunt acasă. Aș vrea să terminăm în primii trei. Am mai zis-o că să ne consolidăm poziția la clasa noastră. De la an la an, competiția strânge cei mai buni piloți din țară, sau cel puțin asta pretind organizatorii. Primăria municipiului va asigura transportul gratuit publicului interesat pentru etapele planificate pe platoul Dobrovăț și platoul Slobozia, cu plecări între orele 9 și 12 din fața Palatului Culturii și retur la orele 18.